Madalina! Madalina! Ți-am spus de aseară, tot îți pregătești cu ce haine te îmbrașești, n-ai mai pregătit. Îți pun fularul sur, cu căciulița asta sur. Ai vinul fuguță, fuguță să te îmbrac. Se întâmplă uneori dimineața că nici nu reușesc copilul să înghită bine mâncarea. Deja trebuie să-și ia ghiozdanul în mână și aude doar strigătul. Întârziem! Dar mă mai iubești tu? Când am decis să candidez la această funcție, din start mă susțineam. A apărut ceva spontan, nu a fost gândit de mulți ani sau de o perioadă îndelungată de timp. A apărut așa totul foarte repede, foarte rapid, că am depus dosarul în ultima zi, a fost făcut acest dosar în câteva zile. Și nici nu credeam nici de cum că voi câștiga aceste alegeri, pentru că având o vârstă de 25 de ani, contra candidații mei era fostul primar, unde avea 3 mandate consecutive, director de instituții, și am apărut eu, o tânără după facultate, să candidez la această funcție. Mulți nu credeau, dar când s-au numărat voturile după alegeri, când am văzut că am ieșit în turul 2 cu fostul primar, deja mulți înțelegeau că eu sunt viitorul primar. Și colegii de partid mereu îmi dădeam întrebarea: Doamne, ce am să fac eu acolo? Recunosc că când am pășit acest drum spre această funcție publică, nu știu de ce a fost momentul când mă gândeam ce voi face acolo, dar nu mă gândeam ce se va întâmpla cu familia mea și ce va fi aici. O femeie în politică și o femeie care să fie la cârmă satului, mereu are de lucru și mereu are de alergat. Și atenție nu poate acorda familiei exact așa cum trebuie să facă o mamă și o soție. Pentru că fiind primar trebuie să ai și niște responsabilități și a unui bărbat și a unei femei, a tot. Primarul este tot în acest sat. E un sat foarte frumos, înconjurat de păduri, de verdeață, de vii, livezi. Are o amplasare extraordinară. Pustiește, din păcate. Avem foarte puțin tineri în sat. Un motiv, cred că nu sunt locuri de muncă. Nu doar în sat a noi, dar în întreaga țară. Sunt foarte orgolioasă, chiar și principial am. Dacă îmi pun un scop, un principiu, până nu-l aduc la capăt, nu mă las. Stau chiar de uneori, soțul vine acasă și îmi spune: uite, am venit acasă pe o lună de zile să mai discut cu voi, să te văd, dar tu tot stai și desen schițe, proiecte de ale tale, te gândești ce să faci, cum să faci. Într-un fel așa și este, în fiecare zi la 6 ies din casă și noaptea intru în casă. Uneori și copilul îmi spune, ajungem sâmbătă și îmi zice: nu cumva așa să te duci la primăria ta? În acea săptămână, de când mi-a fost validat mandatul, când am venit în acel birou, nu puteam să stau în acel birou să lucrez, nici nu îmi dădea poftă de lucru. M-am dus singură și mi-am cumpărat din banii proprii materiale și mi-am făcut reparații în birou. Lumea era sătulă de ceea ce era. Lumea a dorit o schimbare. Uneori toți spun că e greu să lupte două femei una cu alta, dar a fost foarte greu să lupți cu un bărbat. E foarte greu când te trezești dimineața și vezi pe stația de oprire ceva scris de tine, copilul trebuie să ducă la școală și trebuie să citească anumite murdării sau pe fiecare pilon de însat diferite foi despre Malai sau nu știu cum. Ce vă face și fata asta de 25 de ani și încă blondă? A venit să conducă două sate? Chiar am să dau un exemplu de un cetățean, un domn spunea: nu, nici nu am de gând să o votez. Doamne ferește! Ia o fată de 25 de ani, vrea să conducă două sate. Eu am acasă soția, fiica și soacra și nu mă pot clarifica cu ele. Dar ea încă vrea să conducă două sate. Acum recent a venit într-o zi și îmi spune: am o mare greutate pe suflet, vreau să-mi cer scuze la dumneavoastră. Dar și eu în glumă: ce ai făcut? M-ai vorbit la spate sau ce ai făcut? Când ați fost în electorală, am spus: ce ai să faci că nu vei face nimic? Dacă n-am văzut, băiete, că după o lună se întorc dealurile la noi în sat, am spus: următorul vot mă duc nici nu îl îndoie, dar îl duc deschis așa la urnă să vadă toți că voi vota Malai.
Cum am venit în funcție, am rezolvat problema ce ținea de gunoi. Apoi am rezolvat problema cu grădinița la Gheluza, nu era apă, nu era canalizare, era tragedie. Astea sunt niște rezolvări de problemuțe mai micuțe, dar în luna noiembrie am început niște lucrări mai bune. Unde am început asfaltarea drumului central. Nu doar s-a asfaltat drumul, dar s-a făcut podeț, scurgere și intrare la poarta fiecărui cetățean, dacă observați. O lucrare mai grea și mai cu multe emoții este construcția peductului. Mereu eram prin glod, mereu eram, verificam toată țava care venea după certificatul de calitate și după diametri, dacă corespunde. Mereu lăsam tocurile, încălțam cizmele de cauciuc și eram șantier. Când vedeau că se apropie mașina mea, nici aer nu trăgeau. Și mereu se întrebau, păi cine o documentează? Cine o învață cum trebuie să fie și ce trebuie să fie? Iată aici, vă pot arăta deja cum am ridicat acest tur. De multe ori aveam impresia că dacă mai stau, degradez. Dar am luat totul în mâini, pentru că dacă nu va veni cineva cu o inițiativă de a schimba ceva în satele noastre și dacă toți vor fugi de aici, vor pustii în totalmente satele noastre și vor ajunge spre dispariție. De asta mi-am luat tot curajul în mâini, toată puterea. M-am căsătorit și stau aici. Am renunțat ba chiar și la traiul de la Chișinău. Noi cu soțul locuiam la apartament la Chișinău. Am venit aici mai aproape de Săteni ca să pot schimba lucrurile spre bine. Bună ziua! Spune bună ziua! Noastre copilașii noștri de la grădinița Saga, doamna ajutor de educator, doamna educator, doamna Prascovia, aceștia sunt copilașii din grupa Creșă. Sunt micuți, frumușei, ai noștri, viitorul satului. Este un proiect de suflet al meu. Practic, noi am reconstruit această grădiniță și nu doar s-a făcut o reparație cosmetică, s-au demolat pereți, s-a schimbat acoperișul, s-au făcut blocuri sanitare care nu existau, că era ca timp sovietic cu WC pe afară. Grupa mare, noi lucrăm? Da. Ce am învățat noi astăzi? Cifra? Așa, cifra 16 am învățat noi astăzi. Vedeți foarte bine că e cald, e frumos. Sunt condiții de a crește copii la noi în sat, de a primi o educație bună. Și mă bucur că avem copii foarte mulți. Nu consider eu că e problema în femeie sau bărbat. E problema în ceea ce iese, în ceea ce gândești și în dorința pe care o ai și cât de mult îți dorești să obții. Stimați consilieri, începem ședința Comisiei Consultative de Specialitate, Agricultură, Economie, Finanță și Buget. Sunt prezenți doi membri. În ultima perioadă am observat așa un moment. Femeile devin mai puternice și mai curajoase decât bărbații. Nu vreau să supăr bărbații, că sunt și bărbați primari, evident, care tot iubesc și ei floricele și curăția, dar o femeie vrea ordine nu doar acasă la ea, dar să vadă și în sate gospodină. Așa eu văd femeile, nu doar niște gospodine, dar le văd și niște lideri foarte buni. Mai mulți oameni au participat astăzi la o acțiune de susținere a primarului comunei Gheluza, raionul Strășeni, Nicoleta Malai. Eliberați-ne primarul! Eliberați-ne primarul! Noi vrem la lucru! Eliberați-ne primarul! Noi ne vrem primarul! După ce am câștigat chiar și alegerile locale, am văzut că mai am și dușmani care au luptat și împotriva mea și luptă până în prezent. Cuiva nu i-a plăcut că eu am început să lucrez. Cuiva i-a părut că prea repede mi-am desfăcut aripile și mă ridic sus. Dar munca care am făcut-o, am făcut-o mereu cinstit. Mereu am făcut-o legal. Și mereu cineva cred că își dădea întrebarea cum îmi reușește, dar altora nu le reușește. Aflându-mă în partidul de opoziție, cuiva a fost mai ușor să ne stopeze activitatea. Cel mai grav
a fost că a fost în ochii copilului meu. Cred că dacă nu era copilul să vadă, era să mă duc mult mai curajoasă, să mă clarific, să văd ce se întâmplă. Dar când pleci de lângă copil de dimineață și copilul vede tot și aude tot cu urechile lui și cu atât mai mult se urcă în autocarul școlar și, după cum știți, în sat un zvon nici nu începe bine din celălalt capăt că se aude la sfârșit de sat, evident copilul s-a traumat și el în autocar, unde toți discutau doar despre asta, că mama ta e o hoață. Dar bine că am și copilul meu este curajos, a știut ce să răspundă, a ținut piept mereu și mereu le-a spus, mama mea se va întoarce și va munci încă. Soțul nici nu știu de unde mai are calmul ăsta în el. De multe ori chiar și mi-a reproșat. Te-ai măritat cu primărie aceea, nu te-ai măritat cu soțul tău. Dar când au fost situații mai grele din viața noastră, chiar unde a suferit toată familia noastră, am avut de ales să revin la serviciu sau să nu mai revin în calitate de primar. El a fost primul care mi-a spus, mâine de dimineață ți-ai luat geanta și ai plecat la birou. Pentru că tu ești cea mai bună, tu ești cea mai puternic și în afară de tine nimeni nu vă face nimic mai bun în satul ăsta. Și el a fost curajul meu, părinții mei, care mereu mi-au spus că trebuie să merg înainte, capul sus, indiferent de ce nu s-ar întâmpla. Eu am ținut-o și am zis, bine, dacă te-ai pornit pe drumul ăsta, mergem până la capăt. Cu unii mai greu, unii mai ușor, unii mai vesel, unii mai trist, dar mergem înainte. După un an, după al doilea an, după al treilea an, eu cred că mulți au văzut că o femeie poate să facă mai mult decât... Practic în comuna asta, Ghelăuza, nu a fost nicio femeie primar. De când e satul, comuna, de când s-a format. Unii ca ea, prima au fost. Și după ea se vede multe lucruri care s-au făcut. Și mă mândresc cu ea, că bine cu poate. Ce faci, mamic? A? Ce faci? Sunt la Chișinău. A, dar nu ești acasă? Nu, amuia venim acasă, că ieșim. A fost pe la pescare, ce-a dat. Te-am crezut că ești acasă, am vrut să vin să mănânc. Borș, fasole a făcut dimineață. A, ai făcut borșul, gata, nu mai fac chinișaz borș. Mai încolo trimit și pe Madalina și pe Serioja să vii și ei să mănânci la matale, de-am, că eu azi mâncare n-am să mai fac. Madalina l-a văzut că creția este și focul e făcut, e cald. Da, 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 dar când o să ajungi mă suni, bun, și eu trag o fugă și vin. Ca să vă opresc în strășeni, oleacă. Hai. Bun? Hai, hai, paca, paca. Mă suni, dar hai. Mă gândesc la al doilea mandat. Îmi place că văd dorințele cetățenilor care ei îmi spun, noi pe altcineva nu avem pe cine alege, tot de dumneavoastră avem nevoie. Și cred că asta mereu îți dă curaj să mai mergi în continuare când vezi că cetățenii te vor.